De fiecare dată îmi face mare plăcere să zic și să apreciez faptul că o revistă de IT găzduiește o rubrică de HR și subiecte colaterale și mie mi se pare o chestie foarte mișto și neapărat am vrut să încep cu acest mulțumesc, Ovidiu. Articolul din această ediție este într-un fel My Two Cents pentru 2024. În general încerc să-mi spun mie și celor din jurul meu că răbdarea este strategică. Eu cred că cumva pandemia ne-a forțat să gândim și să planificăm mai strategic și eu personal am putut să văd asta că anul trecut am acționat mult mai strategic în HR, în contextul în care lucrez eu. Și atunci eu cred că anul ăsta va fi foarte mult despre a continua proiectele strategice de care ne-am apucat probabil anul trecut. În acest context m-am gândit la 5 mega trenduri pe acest an cu care cred că o să se confrunte orice companie, indiferent de dimensiune, adică se va confrunta fie departamentul companiei de HR, fie managementul companiei, dacă nu are vreun HR dedicat. Numărul 1. Eu cred că și în anul acesta o să încercăm să deslușim cum acomodăm, în ce pondere, în ce formă acomodăm munca la distanță. Probabil nu mai putem aplica sau cer extreme toată lumea înapoi la birou sau toată lumea fully remote. Probabil rețeta este una foarte custom, una pe care cred că o să o mai testăm în companii. Deci eu cred că challenge-ul sau, ca să zic așa, megatrendul numărul 1 va fi să încercăm să acomodăm o versiune potrivită nouă de muncă la distanță. 2. Poate că era și politicos într-un context atât de tehnic și IT să amintesc de automatizări și de inteligența artificială. Însă eu cred că inevitabil o să avem de integrat mult mai multe automatizări. Oricum în HR o făceam și o facem de o vreme, fie că vorbim de sisteme de ERP sau tot felul de sisteme mai puțin complexe sau foarte complexe, cred că trecem la etapa de a integra și mai multă inteligența artificială. Eu pe pielea mea noastră văd că este un struggle și este un animal foarte așa exotic, însă cred că este megatrendul numărul 2. 3. Cred că o să ne ocupăm foarte mult de diversitate și incluziune, dar nu de diversitate în sine, într-un fel că cred că diversitatea e aici, din nou, indiferent că este o companie din Cluj, București sau Timișoara, chiar dacă până acum doar companiile multinaționale erau foarte globalizate, ca să zic așa, după pandemie, având toate resursele de muncă și expuse, dar și accesibile global, cred că am devenit mult mai diversi din multe puncte de vedere foarte rapid. Și în acest context, eu cred că acest megatrend anul ăsta va fi, de fapt, incluziunea, că diversitatea este, a venit, e o realitate, dar să vedem cum o să reușim să fim mai inclusivi cu tot felul de diversități pe care le avem în companii. 4. Poate este aproape un buzz sau un hype să vorbim despre well-being, dar cu atât mai mult în contextul în care încă testăm și vrem să vedem cum acomodăm munca la distanță, la birou, cum creăm engagement, trebuie sau nu să creăm un context de socializare la birou, o fi doar atât, o fi engagement. Cred că o prioritate zero, care ar și rezolva mult din engagement, este chiar acest well-being sau preocuparea față de sănătatea nu doar emoțional a angajaților, ci de toate felurile și aici poate că peer-ii sau colegii mei din HR, dacă mă ascultă, o să zic că nu trebuia să zici asta. Dar totuși îmi vine să zic că acest subiect nu este doar despre a crea bugete imense. Nu trebuie neapărat să cumpărăm contexte în care creăm sănătate și well-being emoțional pentru angajații noștri.
Eu cred că aici putem să avem un impact educându-ne probabil managerii care pot la rândul lor să integreze bunăstarea angajaților și din nou. Nu e neapărat doar despre bugete, deci ăsta este numărul 4, ce văd eu că ar fi un megatrend. Și 5, un pic este note for myself sau ourselves. Cred că noi oamenii din suport, nu numai DHR, dar cred că suntem și mai expuși sau și mai nevoiți să vorbim și mai mult business. Și asta din partea noastră înseamnă să fim mai agil, mai un apetit mai bun pentru learning, pentru a înțelege business. Deci acest trend numărul 5 posibil să fie mai mult așa pentru oamenii de HR ca un node for ourselves, dar cred că este un trend să fim mult mai aproape de business și mai agil. Pe lângă aceste 5 megatrenduri, punând tot articolul sub cupola a ce spuneam la început, eu cred că este strategic să avem răbdare și să continuăm proiectele pe termen lung. Aș mai adăuga un pariu de al meu, și anume că eu cred că anul ăsta, sau poate că și începând sau și în anul acesta, companiile care vor reuși să integreze job hopping intern, îmi place să zic așa, mișcări interne, cred că vor seta trendul. Deci dacă e să vreau neapărat să rețineți ceva, pe lângă cele 5 megatrenduri, eu recomand tuturor o răbdare și o planificare strategice și la anul să vedem dacă pariul meu către companiile care reușesc să acomodeze mult job hopping intern a fost o miză corectă sau nu. Mersi frumos, Ovidiu! Cu mare plăcere, Nora, și foarte interesant. Deci, practic, job hopping înseamnă că se mută de pe un job pe altul în cadrul aceeași firme? Da, este ceea ce poate că putem să numim un fel de mișcări interne sau reskill sau upskill intern. Putem să denumim în multe feluri. Ideea este că eu cred că companiile în care vom reuși să avem mișcări interne versus pe poziții noi, să angajăm poate din extern, cred că avem foarte mult de câștigat, pentru că oamenii sunt motivați de a-și crea valoarea prin cunoștințe. Dacă noi reușim să venim către angajați cu un aport de cunoștințe în valoarea lor, cred că ei vor sta mai mult și mai mulțumiți. Da, de acord. Aveam chestia asta aveam de mult acum, nu știu câți ani, la Nokia, de exemplu, și era tot așa un job marketing care puteai aplica. Nu cred că am aplicat, dar mă rog, exista acolo pentru cine vroia să facă chestiile astea. Da, și crezi, știi care e problema? De fapt, una dintre probleme, auzit-o din, mă rog, în alt context. Dacă ești o multinațională și nu, lumea o să înceapă să aplice, să meargă în state, să meargă, nu știu unde, în Asia, crezi că, nu știu, întotdeauna pot să se mute oamenii chiar așa sau ar trebui să existe restricții sau să nu existe? Nu o să răspund foarte prietenos sau comercial la întrebarea ta, dar totuși o mobilitate în adevăratul sens între țări, regiuni și continente este o provocare și fiscală. Adică România este în stadiul în care încă nu a adoptat acea vestită lege a nomazilor, adică nu e chiar atât de simplu și e un subiect mult mai tehnic decât atât cât să fie fluffy sau soft. Această mobilitate. Deci e mai complicat. Aia, până la urmă, hai să zicem așa. Este. Cel puțin dacă ești din Europa, deja devine o provocare administrativă destul de serioasă. Super. Bun. Mersi, Nora, și atunci ne revedem în 5-10 minute la panel.